Deci nu-i nimeni absent nemotivat, pentru că lipsesc practic Matei Ionuț, care deja e înapoi la Timișoara. Îi practic în lotul Timișoarei de bază, adică mai există o portiță în cazul în care el nu reușește să impune acolo, totul să revină la Botoșan, da? Cert că la ora asta e cooptat clar în lotul Timișoarei. Mă bucur pentru el care a reușit. Da. A fost un ajutor reciproc, pentru că și el, zic eu, ne-a ajutat destul, pentru că a reușit să marcheze 8 goluri, a fost golghetorul echipei, de fapt este încă golghetorul echipei, a adus, zic eu așa, un suflu nou la echipă. Mă bucur pentru el, sper să reușească să rămână acolo. De partea cealaltă, Straton, care am înțeles că și-a găsit echipă în străinătate, mai este Țigănașul, care de pe 4 ianuarie în probe la Astra Ploiești. Și el se pare că va reuși să rămână acolo, zic se pare, pentru că încă nu sunt hotărâți cei de acolo dacă îl țin sau nu. Matei Marius, care, așa cum am discutat cu el înainte să încheie campionatul, mi-a zis că până pe data de 12 ianuarie o să-mi dea un răspuns dacă vine sau nu. M-a sunat ieri, a spus că trebuie să mai aștepte până luni, mi-a spus că e în discuție cu două echipe de prima ligă de la noi din țară, deci până luni voi ști și el dacă revine sau nu.